nesemuit de frumoasă și bogată plăsmuire, durată de fapta generoasă a naturii la despletirea marelui fluviu pentru a primi sărutul mării, delta Dunării impresionează prin exuberanta manifestare a vieții. Gheoluri în care plante și animale acvatice sunt armonios întrepătrunse în cele mai subtile interacțiuni. Întinse câmpuri de stuf, păduri cu aspect subtropical, constituie doar câteva din ecosistemele caracteristice ale biomului deltaic. Aici, în delta noastră, patrimoniul natural de mare preț, își găsesc optimul de trai numeroase specii vegetale și animale, multe dintre ele cu deosebită valoare economică imediată. Stuful, rațional exploatat, regenerat pentru fiecare recoltă, se regăsește în hârtia țării. Peștii valoroși, sturionii, crapul, somnul, știuca, scrumbia și mulți alții iau drumul chiar hanalelor, prin truda originală și competentă a pescarilor, iar de aici spre masa consumatorilor. Cea mai întinsă zonă umedă din Europa, delta Dunării s-a format în ultimele mii de ani, având pe drept cuvânt faima de cel mai tânăr pământ al țării. Ea își continuă evoluția formându-se și azi. Răspântia mai multor căi de migrație a păsărilor, delta rămâne și unul din cele mai întinse locuri din Europa, unde păsări de apă, și nu numai ele, își îndeplinesc milenara obligație față de specie, depunând ouă, scoțând și crescând puii care le vor asigura perpetuare. Lișițe și lebede, gâște și corcodei, egrete și cormorani, neamuri de stârci și țigănuși și multe altele, își găsesc locuri potrivite care să răspundă exigențelor ecologice ale fiecărei specii. Unele își fac cuiburi solitare, iar altele cuibăresc colonial. În delta Dunării, pelicanii găsesc protecție într-o rezervație naturală inclusă în rețeaua mondială a rezervațiilor biosferei. Roșca Buhaiova Hreciska, cea mai mare colonie de pelicani din Europa. Aici pelicanii își află bine meritata liniște în timpul depunerii ouălor și creșterii progeniturii. De un mare interes atât pentru specialiști cât și pentru nespecialiști, se bucură coloniile mixte, în interiorul cărora cuibăresc mai multe specii. Lotca mânuită cu multă pricepere în faptul dimineții, când raze catifelate de soare parcă mângâie peretele de stuf al canalelor și perdeaua de sălci ce țese fantastice ziduri de palate, ne conduce spre una din cele mai mari colonii mixte din delta Dunării, populată de cormorani mari, cormorani mici, egrete, stârci cenușii, țigănuși, stârci galbeni și stârci de noapte. Minunatele flori de nufăr, covorul de ape și frunze se întinde nesfârșit la picioarele noastre. Pe măsură ce lotca se apropie de colonie, zgomotele produse de păsările de aici se amplifică, sunete din ce în ce mai ciudate, deslușindu-se din ce în ce mai clar, ca apoi să se transforme într-un adevărat vacarm,
ai căror decibel greu îi poate suporta urechea. Un stol de cormorani mari părăsește colonia în care stau nemișcați cu capetele întinse spre cer puii mari, stindarde negre arborate de pirații bălților. Păsări mari, bine adaptate pentru zbor, în not și scufundare, cormoranii joacă un rol important în economia ecosistemelor în care sunt integrați, acționând ca adevărați sanitari ai bălților. Mănâncă în primul rând orice pește bolnav, pește mărunt fără valoare economică și abia în ultimă instanță și pește sănătos de dimensiuni mai mari. Țin sub control efectivele de pești răpitori pe care îi prind cu predilecție, pentru că aceștia sunt mai mobili într-o continuă mișcare în căutare de pradă.